Iubiți frați, iubite surori, toți cei care ați venit din dragoste pentru a petrece cu fratele Vasile pe ultimul drum din mijlocul acestei luni, pentru toți vecinii, prietenii, cunoscuții, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem într-un moment în care fiecare dintre noi rămânem puțin în tăcere. În toate zilele suntem plini de viață, suntem plini cu inimă mare, dar în momentul când ajungem la astfel de evenimente, ne oprim în loc. Și ființa noastră tresaltă. În ziua de astăzi, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne îmbărbătează. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spune Domnul Iisus Hristos. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne întărească cu credință în mijlocul acestei lumi. Să vedem lucrurile dincolo, acolo unde Domnul Iisus Hristos s-a dus să ne pregătească loc. Și să avem această nădejde vie și nestricăcioasă a unei împărății veșnice. În mijlocul acestei lumi, fratele Vasile l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos. Și acum el a trecut hotarul. Și faptele lui îl urmează. Haideți să trăim în mijlocul acestei lumi o viață împătată. O viață prin credința în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos care s-a jertfit pentru noi ca să ne răscumpere, să ne mântuiască, să ne izbăvească. Pentru ca să avem o trecere dincolo în împărăția lui Dumnezeu, să avem o trecere liniștită. Și este mare lucru să ai o trecere liniștită dincolo. Fratele Vasile a trecut liniștit, dar a rămas în urmă familia care varsă lacrimi de durere, de spărțiri. E normal. Despărțirea este dureroasă. De aceea dorim a Domnului mângâiere pentru ei. Și binecuvântare pentru noi, ca să putem să fim conștienți de faptul că și noi suntem trecători în mijlocul acestei lumi. Spune înțeleptul Solomon, adu-ți aminte, da, de făcătorul tău, până nu vin zilele grele. Adu-ți aminte. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Aș vrea să slăvesc pe Domnul cu o cântare și mai mult decât atât să fie mângâiere și pentru familie și îmbărbătare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și spune poetul cântării așa, să ai pace în mijlocul necazului tău. Și Domnul să ne ajute la aceea. Să știi că Domnul te iubește, o, ce har să știi că ești în brațul Său, chiar când simți că tot în jur se năruiește, tu să ai pace în inima ta mereu, să ai pace
pacea ta îi vei uimi, când plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește! O, ce har să știi că Lui vei aparți! Să simți în orice zi că-ți dăruiește, când treci prin necaz, brize și bucurii. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi. Cu pacea ta îi vei uimi, când plin de pace vei birui. O, ce har să știi că Domnul te iubește! O, ce har să știi că ești copilul Său! Zi de zi prezența Lui te însoțește și îți dă pace în necazul cel mai greu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, când plin de pace vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, când plin de pace vei birui.